Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la un nou episod de Risen, unul în limba română. În episodul anterior am făcut o misiune destul de interesantă cu capitanul Ramanov. Ne-a dat o misiune să-i ducem un pachet de tricouri, dar în acel pachet s-a aflat Gold. Și noi am dat dita mai țeapa, în loc să-i ducem lui Goldul, i l-am adus lui Sergiu, pentru că noi lucrăm de partea Inchiziției. Iar în acest episod aș vrea să terminăm misiunea cu tatăl lui Patty, da, prieteni? Tot un capitan. Și o să aflăm câteva informații chiar de la Patty, imediat. Și stat așa puțin, cred că aici e Patty, dacă nu mă înșel. Aoleu, cine fluier așa? What the fuck? Da, prieteni, și o să aflăm despre... Am aflat deja câteva informații că ar avea o colibă aici în port, așa că hai să vorbim cu Patty să vedem ce are de zis ea, poate aflăm ceva informații. Dacă vă place această serie, nu uitați, prieteni, de un like, acolo mă ajută extrem de mult. Și dacă facem 20-25 de like-uri, să zicem așa, iată, continuăm cu această serie minunată de Risen 1. Capitanul Ramanov este închis în debarcaderul portului. A, deja am aflat, înseamnă, nu mai știu cine ne-a zis, cred că Vasile, dacă nu mai știu. Ba nu, Ramanov ne-a zis. A, ba nu, nu, am înțeles eu greșit aici. Sorry. Era vorba despre Ramanov, nu despre tatălui. Ramanov spune că nu știu unde este tatăl tău. Mamă, ce bine citesc în seara asta. Nice pe română și nu se poate. Și începe iar lătratul câinilor. De ce nu poți să crezi? Dacă începe să latre iar câinii, nu știu a câta oară încerc să filmez acest episod. E ceva pe aici, pe ulițe, dar nu vreau să zic. Dar nu pot filma pur și simplu pentru că latră câinii ăștia și mă enervez îndată și nu știu ce fac. Doamne ajută, Ramanov nu prea... Nu pare apropiat de tatăl tău. Nu prea citesc bine în seara asta, nu știu de ce. Dar măcar să fie hype așa. The pair of them never exactly moved in exclusive circles. Can't say I'm too comfortable having that bastard in town. He'd happily see me dead or worse. And if you're thinking he might, am uitat să dau drumul la cronometru ca dobitocul. You better know he'd happily do the same with you. Well, that's just one more reason to steer clear of Harbor Town. Hai ceva din vânzare? Ia să vedem, nu are nimic de vânzare. Și da, prietene, va trebui să vorbim cu cine să vorbim, Nico. Mai are ceva de zis, oare? Am ceva rum pentru tine. Lumină pe limbă, încălzește trupul. Nice. O metaforă, cred, sau nu știu. Nu prea le mai am eu cu chestiile astea, cu metafore, cu... Știu numai comparația care ca în față. Așadar, ești pe car? Înseamnă că n-am vorbit cu ăsta. I lost my boat in those vile storms we've been having. Now I have nothing. Patty's good to me though. Lets me run a tab. Ok, și cam atât a avut de zis. Ar trebui să vorbim cu Vasili, prieten, să vedem dacă mai are ceva de zis. El lucrează pentru Ramanov, ia să vedem. Ai aparținut echipajului Ramanov? De fapt a lucrat. What's that to you? You see a sailor, you suspect they're a pirate. Not all sailors are pirates. Ok, și cam atât a avut și el de zis. Și da, prieten, ca să aflăm informațiile astea, adică cu coliba lui tatăl Patty, am uitat cum îi zice numele, nu mai știu exact, ia stați așa puțin, tatăl pierdut, Gregorus, așa, Gregorus, Grigore îi zic, Grigore. Lily n-are nimic de zis, hai să dăm un safe, prieten. Și Erickson ăsta se află în bordelul din orașul Port Delgado, ce faci bă băiatule? Ăsta este Erickson, dar înainte să vorbim cu el aș vrea să vorbim mai cu cineva. Era o fată pe aici, Gwen, parcă? Cid, ia uitați-l pe Cid. Bă, Cid, ce n-avea face aici? What the fuck? Super, hai să vorbim cu Gwen. Aoleu, numai gagici bune pe aici, ia uitați acolo, se vede chiloții, se vede chiloții. Care e problema? Numai acolo o să mă uit, să moară tanta, nu știu ce are. Mamă, cât e de bună. Nu te-a ajutat nimeni? Madame Sonia's afraid of him too. The white robes ain't interested in us lot, and you can forget about the town guard. Corrupt as the day is long, the lot of them. Okay, o să mă ocup eu de el.
Și prima aici o misiune ca să ne ocupăm de Erikson. I'd give the last of my savings to someone who'd make sure he never goes near Madame Sonia's again. Be careful. He's a vindictive bastard. Thanks for the warning. Ok, bătăuși de femei. Deci Erikson se pare că bate femeile. Delgado nu mai are nimic de zis. Erikson, ce fac bă băiatule? Și ar mai fi aici o gagică. Olga, care dansează într-un stil nu tocmai plăcut, dar e bun, ia? Yeah? Da, e bine. It's good. Și o să face și noi așa o dragoste de aia nebună, exact ca în Gothic 2, prieteni. Dacă în Gothic 2 se poate, se poate și în Risa. Și cam atât a avut de zis și Olga, momentan. Hai să vorbim cu Sonia. Prima dată ar trebui să vorbim cu Sonia. Vinzi și de asemenea informații, ia să vedem. If you have the gold, I have the knowing. Give me 10 gold coins, then ask your question. If I can answer it, sweetie, then I will. And if I can't, then I still keep the gold. Aoleu. How does that deal work for me? Believe me, there's little that goes on round here that doesn't come through my doors sooner or later. Comforting to know. But no risk, no fun. Right? Okay. Și da, nu o să cerem momentan informațiile pentru că ni le dă gratis, dacă nu mă înșel, când o să facem misiunea cu Nelson ăsta sau cum îi zice. Hai să ne distrăm puțin, prietenia, să vedem pe cine ne recomandă Sonia. Ia că sunt curios. Oh, chiar Olga. Și flexibilă. Oh my god. Ok. Am dat 50 de monezi, am primit o misiune, o noapte cu Olga. Hai să petrecem. I paid Sonia for your services. Da, am plătit pentru tine o noapte. Experiența 100, foarte nice. An adventurer. Come conquer my continent, lover. Ia, arată ceva? Vreau și eu să văd. Nu arată nimic. De ce? What? No, nu-i fain așa. Am crezut că arată cumva ceva fain, știți voi. Chestiile alea intime. I wonder why I haven't seen you before. I see many things. Things that are unseen by most. Mamă, cât de încetul, de rar vorbește, adică. And you don't plan on staying long, right? No. Înceapă. I have business to take care of. Pity, but something tells me you will prove important to this place. So let me give you something for the hard. Ia, din cine de? If you have upset another and they will not speak to you. Then this scroll will soothe them. It contains. Ok, și ne-a dat un scroll, o glumă, spune o glumă. What the fuck? Thank you, Olga. I wish you luck on your continued. Ok, super nice. Ne-a dat un scroll. Mișto, rău. Spune o glumă. Nu știam. Așa, prieteni, hai să vorbim și cu Erikson. What's your problem? De-abia încep să cunosc orașul Port. I'm just getting to know Harbor Town. Tell someone who gives a shit. Now fuck off and stop snooping. Faci parte din echipajul capitanului Romanov. You belong to Captain Romanov's crew. Snooping like a spy? Now asking questions? Whoever you are, I'm gonna kick your skull straight out of your stupid head. What? Deci, așa? Deci am niște întrebări. So, have you? Well, I'm not talking to anyone I don't know. Acum îmi vei spune ce vreau să știu, bă, nu vorbește frumos. Nu fii așa ratat. Come on, let's get this done. Și da, se pare că nu avem ce face cu Erikson decât să ne luptăm cu el și să-i dăm o mamă de bătaie pentru cuvintele urâte pe care ni le-a adresat nouă. Vino-ncoa. Bă, bastardule. Are dita mai ciocanul în mână. Oh my god. Nu vreau să mă feriez, vreau să-l... Aaa, mi-a dat o bucată. Hai, vino mai încoa. Acum. Unde te duci? Bă. Mamă, ăsta se ducea în mare acum. Ok. E destul de tare, prieteni, vedeți și voi, și-mi vine să strănut. Și mă abțin cu mare greu. Taci tu că nu suntem idioți ca tine. Ne luptăm aici, avem o luptă corectă.
Vino cu acum, acum mai dăm. Vreau din spate, vreau să... Dar numai loviturile astea le are? Sau mai are și alte, altfel de lovituri, domnul Nameless? Mamă, ce i-am dat-o. Experiență 50 plus 80, 130, mișto. Înfrânge-l pe Erickson. Și important este să luați cheia aceasta. Hai să o luăm repede până nu se trezește. Și cheia aia va deschide un cufăr, adică cufărul lui Grigore, lui Grigore, tatăl lui Patty, da? Domnule Erickson, nu mai ai nimic de zis? All right. What do you want? Așa, știi unde se află coliba capitanului Stilbert? Stilbert, așa, Grigore Stilbert, trebuie să țin minte numele ăsta. Așa. O să-mi spui unde... Cred că m-am spart în panorama. N-am avut ce să fac. Îmi venea să strănu de câteva minuțele. Nu trebuia să zic asta. Nu trebuia să zic asta. O să-mi spun de cocioaba lui Stilbert. O să-mi spui imediat. Bine, am crezut că nu mai putem să zicem chestiile astea după ce... În fine, nu mai contează. Ok, e bine și așa. Hai să vorbim acum cu Sonia, să vedem ce are de zis. Good job, sweetie. That bastard Erickson had it coming. Mamă, ce latră, când eu nu pot să cred oamenii ăștia, adică... What? Bețivul acela Erickson a plecat. Sper că nu se va auzi prea tare lătratul ăsta câinilor. N-am ce să le fac. M-am săturat de ei. Adică latră în fiecare episod al meu. Imposibil să notacă și măcar un episod, măcar un episod. Când trebuie să filmez, nu știu. Noaptea nu am cum pentru că latră toată noaptea, ziua la fel. Când naiba să mai fac episoade, nu știu. Liniștite așa. Așa, ia să vedem, spune despre tine, cum merg treburile. The Inquisition don't care about maintaining order in a brothel. So they turn a blind eye when our clients reach a new level of disgusting. Just take a look at that bastard over there. His name's Erickson. Drinks all day and hits my girls. My regular guards left town and Erickson won't listen to me. Dirty scum. Tocmai a scăpat de el, doamna Sonia. Am nevoie de informații. Ia să vedem. O să aflăm destul de multe informații de la Sonia. Doar că trebuie să dăm 10 gold, cred, da. Spune-mi despre banda lui Don Esteban. Și acum o să fie multe, multe speech-uri și trebuie să fim atenți. Ah, și ne dă banii înapoi acum că am ajutat-o, da, da. Ok. Ce planuri are Inchiziția în orașul Port? Cu orașul Port, pardon. They're after the gold artifacts. Crazy for them they are. No idea what they do with them. All I know is everything they gather, they take up to the monastery. Ok, de ce sunt atâtea artefacte de aur în orașul ăsta? Yeah. Why are there so many golden artifacts in this town? De unde provine aurul ăsta? Chiar sunt curios. By the farmers. The artifacts turned up at the same time as those ruins. They just popped up practically overnight. But you can't eat gold, so most artifacts have been traded. Until the Inquisition claimed that all artifacts must be handed over to them without any compensation. Nicio compensație. They came down hard on artifact smugglers too. Most got thrown into the monastery, if they were lucky. Ok, cine sunt persoanele influente? Pe cine ar trebui să cunosc? Who are the influential people? Who should I know? Well, there are plenty who think they are. You can't move for loudmouths and big heads round here. But the only one who really pulls the strings is Commandant Carlos. Most of the time he's in the guardhouse above the merchant quarter. He could do a lot worse than allying with his fighters, that's for sure. Ok, mă poate învăța cineva ceva pe aici? Puțin așa, elegant, frumos. De ce nu? Sper că se vede bine webcam-ul, nu știu ce are în ultimele zile. Face finte, trebuie să-mi iau altă. I can't think of anyone else. Așa, care e situația în oraș? Esteban's men are pretty quiet. Maybe they're plotting something. But if they don't act soon, I suppose that means the Inquisition is here to stay. Ok, și nu mai are nimic de zis. Ia să vedem dacă mai are ceva de zis, Gwen. Hai să zicem că am scăpat de Erickson. Erickson a primit ce a meritat. Și are sigur chiloția aia frumos, alb. Yeah, I saw you gave him quite the beating. Glad in my heart it did, but it ain't enough. In a few days I'll be back on that bench again, staring, licking, gesturing.
Nu cred că Erikson se va mai arăta pe aici. Niciodată. Never. That's a relief and a half, I tell you. You're a good man. Cavalier manierat. Super. I'll earn it back soon enough. I got a few specialist tricks. Take care of yourself, all right? Thanks. You too. Că și ne-a dat 70 de gold, ceea ce e minunat, minunat. Ia să vedem, Sonia nu mai are nimic de zis, asta, Olga. Nici Olga nu mai are nimic de zis, ok. Înainte să mergem în cocioaba asta lui Grigore, ar mai fi o misiune, prieteni, și aș vrea să o fac pe aia mai întâi, ca să finalizăm toate misiunile din partea de jos. Cred că astea două au mai rămas ultimele, dacă nu mă înșel. Și chiar aș vrea să le fac în acest episod, chiar dacă va fi un episod mai lung. Deși am zis că 20 de minute vor fi maxim. Și misiunea ar fi cu pescarul ăsta. O să avem nevoie de 300 de gold, avem, ceea ce e foarte bine. Hai să vorbim cu, cum îi zice ăsta, Philus, Phils. Ce fel de pește ai? Se pare că am mai vorbit cu el, dar nu mare lucru. Plătică. Un păstrăv ceva, o umbreană, nu? Mic. No. N-ați auzit-te? Are și rechin. Oh. A nice shark steak will revive the weariest spirit and you look like you could do with that. Ok, ești cam vorbăreț pentru un vânzător de pește. You're pretty talky for someone who sells fish. I figure the longer I keep someone talking, the more chance they have of buying some fish. I never should have bought this lousy fishmongers. I was with this wench. She said she liked fish and then before you know it, I bought this thing. I mean, I don't know my herring from my halibut. And with the storms, there aren't even many fish being caught. Atunci de ce nu vizi magazinul? Sell the store then. Do you want it? Why would I want a fish store? See? That's what I should have said to myself. But that wench was so very beautiful. Te mai pot ajuta cu ceva? Is there anything I could do to help? Well, you could find someone who wants to buy this store. Ideally, someone who knows about fish. Cât vrei pe prăvălie, ia să vedem. Well, including all the goods, let's say 300 gold. Da, și ne cere 300 de monizi. Ok, voi găsi un cumpărător pentru tabara ta. Taraba ta. Wonderful. Might be handy if you look for someone who is drunk or crazy or loves fish. I'll keep that in mind. I have faith. Here. Have a shark steak on the house. Ok, mersi. Unde crezi că pot găsi un cumpărător? Where do you think I can find a buyer? If I knew, I'd have asked them myself. Maybe the harbor, the tavern. You could ask the fish. Și tot mai am primit un mesaj. Ok. You actually want to buy some? Well, don't forget. Ok, și puteți cumpăra plătică 20 de gold, mamă. O felie de rechin 50, chiar nu aș da, nu aș da. Bine că ne-a dat el una pe gratis. Nu pot răspunde acum la mesaj de domnul Elie. Hai răbdare, se termină acest episod. Și omul despre care pe care trebuie să-l găsim noi ar fi aici undeva, dacă nu mă înșel, Nico, este vorba despre Nico. Hai să vorbim cu el. Caut un cumpărător pentru o pescărie. I'm looking for a buyer for a fishmonger's. What? Phyllis's? What's that to me? Wouldn't a fishmonger's be just the thing for a fisherman? I catch fish, I don't sell them. Așa, poate ar trebui să te gândești la o schimbare în carieră. Perhaps you should think about a change of career. Hmm, perhaps. And you don't have any work right now. True, true. How much would this stall cost me? Ok. It's yours for 300 gold pieces. I don't have a coin to my name. But maybe I have something else. Something else? I'll need your help. Listen, I have something valuable. We can trade. And this thing is worth 300 in gold. Shush, not so loud. And yes, it's an artifact from the ruins. Why are you running a tab at the bar when you own an artifact? I can't sell it. If the Inquisition find out, there'll be hell to pay. I see. But I'll sell it to you for 300. I'm sure it's worth more. Then I can use the gold to buy the shop and you can take the profit from the artifact. Ce fel de artefact e acesta? Ia să vedem. Da, și va trebui să cumpărăm un căcat de artefact ca să cumpere asta taraba lui ăla. So, do we have a deal? Ok, vindem inelul. Trebuie să facem chestia asta ca să completăm și misiunea, da. You're getting one good deal right there.
Don't let Carlos or his people catch you with it, though. So, you'll buy the fish stall? Yeah. Fish from the shore in the mornings, sell during the day. Gotta be better than what I'm doing right now. Phyllis will be happy to hear that. Ok. Și se pare că a cumpărat ne-a dat un inel, ia să vedem despre ce inel este vorba, inelul lui Nico, ne oferă strain plus 3 și costă doar 100 de gold, probabil noi o să-l vindem undeva la 30. Și nu prea am ieșit noi pe profit, să vedem dacă ne mai dă ceva și fill, să sperăm că da, pentru că am ieșit pe pagubă mare, adică da 300 de gold și am primit doar 30, adică what? Și câteva experiențe. Am găsit pe cineva, Nico îți va cumpăra taraba. Nico will buy your store. What? Is he crazy? Oh, well, experience, okay. His craziness, my escape. Thank you for finding him. Here, I found this clam in a fish crate. Eu sper că glumești, adică tu-mi dai o scoică. Două perle. I'm going to Patty's. I'll get the gold from Nico on the way, and then I'm going to get very, very drunk. Am înțeles. Hai că ne-a dat dacă e. Nu putem fura nici peștele la măcar. Ok, prieteni, acum ar trebui să mergem în cocioaba lui... domnul Grigori Stilburn și aceasta este, da, avem cheia, putem intra. Ia zi, ce găsim noi aici? Piele de porc sălbatic, bun. Cufărul cu comara lui Stilburn, ia zi, găsim și noi 1000 de gold, ceva frumos. Nu găsim nimic decât o cupă care costă 150. Mercenarii vor plăti mult pentru asta, ok, am înțeles. Și document vechi, foarte vechi și deteriorată bucată de hârtie. Hai să vedem ce... despre ce e vorba? Poate găsim vreun indiciu, unde l-am putea găsi pe domnul capitan Grigorius. Așa, pasărea timpurie, prinderea viermului spre nord, nord-est de la est. What? Ultima groapă va ști Grigori Stimbert. Ok, n-am înțeles nimic din acest, din acest document. Poate știe mai multe pate, așa că hai să vorbim cu ea, prieteni. Avem și noi două minuțele din acest episod. Sper că v-a plăcut, prieteni. A fost un episod destul de frumos, să zic eu. Tot cu speech-uri multe, dar n-avem ce face. Se pare că fiul s-a venit aici și bea până cade pe jos. Poate despre tatăl tău. Am găsit acest document. Nu, am găsit cheia de la asta la Ericsson. I found this key on Ericsson. Show me. I don't recognize this, but it has my father's initials on it. He marks his territory. I think he'd have carved his initials into me given the chance. This key's a start, but it's useless without a lock. I don't suppose Ericsson gave up what this key was for, did he? No, I didn't think so. Thanks for this. Let me know if you hear where this key might open. Ok, am găsit acest document într-o casă din Mahalale. I found this paper. Mahalale, Mahalale. Now this is a useful piece of paper. This is precisely what. Se pare că am completat misiunea tatăl pierdut. Se pare că am finalizat și ultima misiune. I can finally leave this rat hole. Ah, super. Azi din cât. Oh, minunat. 200 gold coins. But take them and you ask no more questions. Deal? Da, și noi o să luăm aurul, prieteni, pentru că avem nevoie de bani. Oricum nu mai aflăm multe informații. Done. Am aflat multe just de la Sonia, așa că nu are rost. 200 gold. You deserve it. You deserve more, but that's what I can pay. Good luck wherever the wind blows you. Me, I'm getting out of this place. Ok. Și am mai primit o misiune, dacă vă uitați aici, Patty vrea să plece din oraș. Misiunea asta o vom completa, what the fuck, odată ce vom ieși din oraș împreună cu Patty și cu cei trei frați, nu mai știu cum le zice, Date, The Ring și mai cineva. Da, prieteni, cam ăsta a fost episodul. Sper că v-a plăcut. Nu uitați de like, share și subscribe. Eu sunt Mitica, ne vedem în următoarele episoade. Ceau, v-am pupat dulce, pe curent.